acum am trezit și eu la viață, la fermă, da, din păcate n-avem niciun pat momentan, dar asta se face, băi! Aolea, prostule, mai și speream, da, bine, măcar m-a ajut pe mine, dar să le, m-a ajut pe mine, așa, mulțumesc. Să le pui în ăsta, bă, bă, lasă-o la parte, bă, nu mai intră, iar blochezi asta, prostule, bă, ia, culegi tot, dacă tot ai apucat, dar să le de la mine și după să pui aici, în ăsta. Și da, fraților, astăzi e al treilea episod din Viața la Fermă, sper să vă placă această serie foarte, foarte mult, pentru că momentul în care noi filmăm acest episod, încă n-am văzut susținerea voastră, pentru că încă n-au apărut primele două episoade. Ai 3,4K. Adică vreau să cumpăr o casă, dar nu vreau să cumpăr o casă. Se spune șmecher pentru o casă. A, băi, știi ce zic eu, Darusele? Dacă ar fi de plăcere, așa, frumos, Darusele, că tot eu am aici două cameruțe, Darusele. Adică putem să trăim împreună. Avem aici, ne punem patru ori separat într-o cameră și poți să... Nu vrei să mă fel la fel, tu vrei să lăsi eu cu tine? Tu care toate bulele de pe pământ ai... Ai striptease, ai de toate. Foale, ce... Tonic de prostii, ce ai putut scoate, mă, gură, dar înțeleg, incredibil, nu înțeleg ce ai. De fapt, da, n-am nevoie de tine, că o să mi-l să ia, dar înțeleg, nu, chiar n-am nevoie de un fraier în casa mea. Ei bine, fraților, astăzi eu, din păcate, am doar 365 de bănuți. Uita săra, nu, pa bune, e la fermă, adică, vă dați seama de ce sunt la viața la fermă aici, bun. Ei bine, hai să... Acum hai să culeg și eu. Ok, dar zile, gata, acum mimurile de le vezi tu pe internet. Acum suntem la fermă, trebuie să avem un limbaj. Dă-te, mă, prostule, stai așa, stai că trebuie să pună asta aici. Hai, merge, merge, nu merge, din păcate, hai că pună. Bine că-l fur, fraiere, dă-te, mă, de aici, dă-te, mă, pai, bă, la... Ok, ok, da, eu după ce că n-am bani, da, în fine, ideea era că trebuia să decorez eu casa, dar răsele, și de-aia îmi trebuiau mie bani. Acum oamenii nu o să vadă când decorez eu casa, știi ce zic? Păi, mă, bine, dar să lasă, îmi dai tu mie bani atunci, îmi dai mie bani, ok. Măcar să mi se pune și mie ceva, bă, da, început ploaia rău de tot și eu. Ok, cu ăștia 531 pe care i-am acum, hai să vedem ce am putea să ne facem noi. Pentru că astăzi ideea asta în felul următor. Vreau să-mi fac aici camera, vreau să-mi fac casa, să-mi iau mobilă, foarte frumos. Ok, hai să vedem ce aș putea să fac eu cu astea. Bă, momentan, ce pot să iau? O de-asta care... Asta, practic, cu asta nu cred că am ce face, sincer, asta, pe bune, dacă aș lua-o, cred că asta ar trebui să o iau afară, nu înăuntru, dacă stau să mă gândesc măsuța asta, sau? Că pun o măsuță aici, ce o fi, o fi, fraților. Am pus o măsuță, avem un mobilier cum ar veni normal pentru început. Acum, da, trebuie să ne facem și noi. Să cumpăr una. Da, trebuie să ne facem și noi recolta aici cu Darusel, prostul cățelușul nostru care la cumpăr una. Care l-a trășit mușcă și de asta în cușcă, Darusel, până la urmă. Bă, Darusel, ce, doamne, iartă-mă, vrei tu, ce tot faci acolo, că nu înțeleg. Nimica. Tu ce faci? Eu acum mă gândesc să mai câștig și eu niște bănuți, dar înțeleg că am foarte mare nevoie să-mi fac aici ferma frumoasă, dar înțeleg, pentru că trebuie, știi, trebuie să... Adică ideea de astăzi, dar să le, dacă ai uitat, trebuie să decorez casa, să mobilez, da, în fine, știi, ai înțeles, ai înțeles toată lumea. Bă, dar e ploaie torențială, mă, dar să le, zici că e realitate la noi acasă, pe bune, nu știu dacă și la voi a început să plouă așa rău în perioada asta, dar bine, de fapt, acum, dacă stai să mă gândesc când apare videoclipul ăsta, nu cred că o să mai fie ploaie, dar probabil o să fie că o să fie din ce în ce mai în septembrie, mai spre anul timpul ăla rece pe chestiile astea, dar în fine, eu aici m-am ocupat de asta, nu cred că mai am momentan... Ia-te, frate! Ia-te, eu sunt fin, eu am fost plin! Ești plin? Fin! Bă, poți să-mi dai și mie, te rog, din astea, să că n-am bani la mine? Nu! Hai, nu, că... nu! Ai prea mult, ai prea mult, ai că am... Te ajut, nu de altă, te ajut și eu, dar înțele. Ok. Ajutor, că oricum n-ai unde să pui acolo, că tu încă nu ți-ai... De ce nu faci ferma aia mai mare, băiatul? Eu asta nu înțeleg. Păi fă mai mare, dar să le, hai, hai, asta deja, e plin, mă, perfect, deci înseamnă că l-avem data trecută. Păi bine, atunci să ne ocupăm acum să punem asta. Chiar sunt curios, vreau să ne spuneți voi acolo în comentarii părerea voastră despre asta noastră, practic, despre tot ce facem aici, dacă vă place. Pentru că lui Darius, mi-e și... La ce să mă bas, mă, că nu înțeleg. Nu știu. Păi vezi că ești prost, bă, da, plouă rău de tot, mă, fraților, nu-mi vine să cred ce cu ploaia asta, mă, Darusele. Nu, cu porci. În fine, bă, e bine tot, oarecum că plouă pentru recoltă, chiar e bine dacă stai să te gândesc, bă, dar nu fă nimic, asta e toată chestia, mă, că suntem aici. Am văzut pe jucă, a scris ceva pe jucă, Rafale, dacă plouă, tu o să mă puși de... Plouă, babele sau ouă, Darusele, așa era, dar în fine, ce să-i cunoști tu, Darusele, limbile materne, în fine, bun. Ce, eu nu știu asta. Ce, mă? Toile. Doamne, cât de prost ești, Darusele, în fine, nu mai contează. Hai să luăm și noi ăsta înapoi, că trebuie să punem peste tot, fraților. Dacă plouă, o să cască mai rapid, să Rafel.
știai? Păi da, asta îmi spuneam acum, dar mă lași pe mine să vorbesc și am mai spus oricum mai devreme. A, păi nu te-am uitat, ok, păi nu te iubesc, așa. A, bine, dar să le iubește-mă tu acolo, în liniște, că na, dar... Păi liniște, adică să tași naiba din gură, dar să le ce nu înțelegi? Că deja mai ai capul okay. Pe tine. Lasă-mă aici, fă-ți tu recolta acolo, că văd că n-ai reușit să faci nimic până acum, prostule, și păi tu... Ufra, păi hai, profită de ploaie, prostule, să-ți crească cu... A, păi să-ți termină ploaia, mă, până... Uite-te la mine ce am reușit să fac la răsule, tu, pe bune, ce ai de când să faci păi cu ferm... Doamne, dar răsule, ce corn visez, mă, ți-e foame, doamne, ăsta vrea să mănânce corn, doamne, dar răsule. Bă, da, Darusele, tu nu ești engleză, Darusele, că tu nici măcar nu știi. Eu sunt engleză, bro, mă cheamă Darusele, eu te bat cu... Cu ce? Cu nimica. Cu nimica? Tu nu vezi cât de prost ești? Nu, te bat cu fânul, eu. Doamne, cât de prost poți să fii, Darusele, în fine, hai că am reușit ăsta, bun. Și mai pune... Dar ideea că aici nu e porumb, așa că acum trebuie să profităm cât mai mult de partea asta de porumb. Ok, hai să punem asta repede. Aici, frumos, da, asta e viața la țară, practic, nu știu. Câți dintre voi stați la țară, chiar suntem curioși să ne scrieți acolo în comentarii. Eu spre idee. Bravo, de 6.000 de lei. Și eu stau la țară, Darusel, tu stai la țară? Nu. Da, unde stai tu? Stau la oraș. Stai la oraș? Da. Oh, orașianu, Darusel, dar pare că tu ești la mai țăran, Darusel, adică nu știu care dintre noi stai la țară. Eu stau la sat. Păi ori la sat, ori la oraș. La sat. Ce e aia? Ce e aia, doamne, Darusel, tipic Darusel, pe bune. Da, mai avem-o pe aici, da, mai avem, da. Ce ceva, ideea să în felul următor. Hai că revenim. Ah, oh, s-a oprit și ploaia. Vezi, Darusel, dacă n-ai... Bă, dar n-ai profitat deloc, mă, tâmpitule, deloc n-ai profitat. Bă, dar greu te miști. Bă, să mut ăsta, uite. Da, trebuia să muți, da, că stai de șoti, Darusel, să faci aici, nu mai râsuri, Darusel, în loc să faci treabă, bravo. Schibidituile, da, schibidituile, Darusele, doamne, cât de prost poți să fii. Ideea asta în felul următor, oameni buni, hai să punem tot ăsta și să revenim după ce mai avem și noi câțiva bani, să vedem ce am putea să mai cumpărăm, fraților, că momentan nu prea mai putem să mai facem nimic. Rafale, Rafale, revin! Bine, revin-o, Darusele, să nu mai revin niciodată. Ha, cât de mândru sunt de recolta asta, sincer, uitați-vă, chiar îmi place cum arată ferma, chiar îmi place, chiar sunt mândru de ceea ce am reușit și pe viitor o să reușim cât mai multe, dar ideea este să ne ajutați și voi acolo cu cât mai multe like-uri, comentarii și multe share-uri ca să avem cât mai multe vizionări, ca să vedem că vă place și să mai continuăm seria pentru că chiar vrem aici să construim un adevărat imperiu, să fie ceva super șmecher, dar totul ține de voi, adică e un 50-50, țineți 50% de noi ce o să facem noi aici și 50% de voi, da, ai dreptate, dar să nu-l ce crevi, nu-l ce că, ai revenit, bine. Hai, pa, Darusele, pa, pa. Bun, acum hai să-mi pun prima recoltă, practic, să vedem câți bani o să câștigăm, Darusele, și... Da, nu câștigăm 50 de lei, în fine, hai să vedem, bam, 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 bun, acum trebuie să mă duc la treabă frumos cu ăsta, cu tractorul, să vedem câți bani facem, avem recolta asta, cred că mai avem minim 3 recolte, sincer, dacă stau să mă uit așa bine. Iată, mie mi-a sunt coleg, oh, mai tu, oh, stai, stai, oh, mai Dumnezeu meu. Ce mă, 369 avem acum, ok, bă. Mai Dumnezeu. Ce mă, ce vorbești acolo? Știi cum în engleză, știi cum în engleză se zice? Oh my god! Rămân și zice, oh my Dumnezeu! Doamne, nu se zice mai Dumnezeu, oh Doamne! Ce oh my Dumnezeu? Oh. Doamne, te gândești? Oh god, Doamne. Oh god! Mă, și ce îmi spui mie, mă, asta, dar înțeleg, că nu te înțeleg. Ce vrei să fac eu cu această informație? Păi fii antine, mie mi-aș un prieten care știe un alt prieten, care ești un alt prieten, care și alt prieten, și ce e că tu ești un prieten care știe un alt prieten, care tu ești un alt prieten? Da, și crezi că sunt așa de prost o să am eu un IQ așa de scăzut? Da! Crezi că eu am un IQ așa de scăzut ca și tine și ca prietenii tăi, dar înțeleg ca să dau mai departe să spun eu altora ce-ai spus tu că nici măcar nu mai știu? A, păi lasă că te zic eu, gata, te zic eu! Ba, păi așa, și ce se întâmplă? Bă, o să dau la bătaie, te cași pe tine! Ah, ok, te cași pe tine, uai, bine mă, dar înțeleg, hai că... Doamne, Darusele, gata, Rosule, gata, gata, Darusele, fii cu minte, fii cu minte, Darusele, că dă biberonul peste tine, Darusele, poate te-a... am auzit biberonul, ca să știi, l-am auzit. A, da, probabil voi nu știți, dar Darusele și la vârsta asta pe care el o are, încă folosește biberonul. E greu de crezut, știu, dar e adevărat. Aia e! Aia e, dar fetele ce-o zice, Darusele, fetele? Brâncuș, ce doamne, în fine, nu știu ce vorbește copilul ăsta, dar în fine, hai să vedem cât mai facem, acum cu uitul ăsta făceam mai puțin, dar da, ideea e că cu banii ăștia pe care îi fac de pe firma de acum, vreau să mai îmi cumpăr ceva, să vedem ce reușim să mai strângem, nu vreau să îmi cumpăr ceva acum, să mai fac altă recoltă momentan, vreau să vedem cum face cu bănuții ăștia, dar nu știu ce facem așa puțin bănuți, dar răsele, mă, mi se pare că facem puțin, dar tu mai faci bănuți, dar răsele, că nu mi se pare că nu faci tu vreun bănuț ceva. Păi da, mă, Darusele, dar tu nu te pricepi, mă, nu știi să faci recolta, nu știu ce, doamne, iartă-mă, faci la recolta aia, dar nu prea te pricepi, mă, Darusele, ce, doamne, iartă-mă, așa de... Dar mai trebuie să crească, bro!
Păi uite, a crescut, dar te miști prea lent, omule. Eu deja am reușit să mai... Mă, recolte trebuie să crească, Rafaele! Păi da, dar am făcut două recolte până acum, gen cum ar veni. Ia uite, termin toată recolta, tu n-ai făcut nimic și eu am ăsta și mai mare, dar înțeleg. Cine are mă mai mare, că eu mai mare? De ce mă copiezi? Mami, dar... Bă, de fapt, eu sunt... Bă, că i-am făcut mai mare prostul, dar nu înțeleg de cum. Da, da. Da, banii lui mami. Ai dat banii lui mami. Banii lui mami. Ok, dar înțeleg bine. Să face și întuneric, dar înțeleg. Bă, să face noapte și tu n-ai reușit, mă, o recoltă să faci, dar... Bă, stai mă, bă, dă-te mă aparte mă, dar să le așa mă, fii atent, ghiac să-mi curesc câți bani o să avem acum. Opa! Dă-te mă aparte, fii, toi, câtă prost ești mă copile. Chiton copile, chiton. Doamne, dar să le sunt de la viața la fermă, nu sunt de la viața la Fortnite. Bun, 160 ce am făcut, hai că te mai ai ceva de colectat pe la fermă, hai că te ajut și eu. Da, mai ai de alea să, de fapt cred că mai aveam și eu, dar să le că trebuie să mai facem mai mult. Ideea e că momentan ce-și putea să-mi cumpăr ar fi, furnicer, ce-și putea să-mi cumpăr, un, băi, vreau să-mi cumpăr în pat, ideea e că trebuie să-mi iau un pat. A, 600, bun, hai că îmi pot să pun în pat, eu mă duc să-mi pun patul, dar să le acum. Bun, hai să... Pa, Darcel, pa, bun, gata, în sfârșit avem și pătut să dormiști noi aici frumos, Darcel, dacă, Darcel nu o să aibă unde să doarmă, dacă e fraier până la urmă, da, moare fraier până la urmă, în fine, hai să vedem, deci ne punem un pătulețul acesta simplu, îl punem aici, dar nu înțeleg de ce nu poți să le pui mă la margine de tot, nu știu, adică, îți ocupă foarte mult loc, adică aici, da, în fine, nu mai contează, deci chiar nu mai contează, în fine, eu mi-am pus patul aici, pun mă, frate, da, l-am pus pe invers, dar în fine, nu contează, e frumos așa, că mă văd la geam acolo, frumos, dar ideea e că, da, mă vede lumea la geam, e cam ciudățel, așa, da. Oricum putem să punem și copertine, cred că nu, ia stai, build și ia să vedem, cred că s-ar putea să avem, sau, nu cred că avem-o, mă, deci n-avem, sau, ba, n-avem, mă, n-avem, dar oricum putem, oricum avem, oricum o să avem, cred că o să-mi fac un gard din ăsta în care nu poate să intre lumea să vadă sau ceva. Ce mă? Doamne, cine simțite? Ce, doamne, iartă-mă? Îmi iei videoclipuri, măi, la mișto cu videoclipuri mai vechi. Ce, doamne, iartă-mă faci? Doamne, ok, bine, dar însele. Bine, dar însele. Bine, lasă că vezi tu, lasă că vezi tu. Alo, faci pișul pe recoltă să cre... Bă, dar ce-ai pus? Ce recolt e asta? E pe pândea. Câți bani ai dat pe ea? 2K de pe pândea. 2K? 2K! A, ok, 2K, a, ba, bă, ma, pe da, mamă, sunt curios că tot dea, mă, fraierul pe astea, în fine. Bun, și-am făcut 2000 de bănuți. Ei bine, în camera aceasta, dar însele, ei bine, tu nu vezi că niște aici, dar vreau să-mi fac o toaletă și vreau să-mi pun toaleta undeva pe aici. Da, dar însele, dar ideea e că, nu, ok, deci trebuie să mut așa și ideea e că, bă, fraților, de ce nu pot să pun la margine, adică mă vede dar însele, adică nu cred că e ea bună, de ce stau astea aici, e întrebarea mea, că mă cam enervează, dacă știi ce zic, adică e, nu e ok, chiar nu e ok, dar hai mă că pun aici, gata, pun toaleta aici, ce să mai fac? Da, altceva n-am ce să mai fac, fraților, trebuie să pun toaleta aici, gata, stau pe toaletă, poate mă vede dar însele, în fine, ce să mai zic, da, bă, fraților. Bă, așa pute de aici, Rafaele, de aici pute. Bine, dar să le, bă, fraților, da, eu nu mai am din păcate niciun bănunț acum, o să mă ajută, dar să le, cu bănunții și toate astea. Și da, ca o să fac și cu al treilea episod, e să face zi, dar dacă mai, e bine că se termină pe noapte, că practic se termină episodul pe seară, cum ar veni, nu mai stai la fermă și toate astea. Pot să mă duc și eu la mine liniștit în patul meu. Și fraților, vreau să-mi spuneți dacă mai vreți să mai continuăm seria și ce ați vrea să mai vedeți pe această serie. Și acum, hai să vă pun la somn. Noapte bună. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.